Primarul orașului Budești, Ilie Mihai, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a cerut rezilierea contractului încheiat cu firma de salubrizare Iridex. Acesta spune că s-a încheiat un contract abuziv și nu găsește actul adițional prin care firma a majorat tariful. Conform facturilor, în localitatea Budești sunt colectate 170 de tone de gunoi pe lună. Însă, în urma unor verificări efectuate de primărie, s-a constatat că în realitate sunt colectate doar 80 de tone pe lună. Primarul Ilie Mihai spune că la Iridex trebuie să plătească lunar 2,5 miliarde lei vechi, în timp ce fondul de salarii pentru angajații primăriei este de 3 miliarde de lei vechi. În aceste condiții se vede nevoit să pună lacătul pe primărie. În momentul de față, primăria Budești a angajat o firmă de avocatură pentru rezilierea actualului contract cu Iridex și recalcularea penalităților. Bună ziua! Mă numesc Ilie Mihai, sunt primarul orașului Budești, în județul Cărnaș. După câte și dumneavoastră, de aproape 5 luni de zile sunt primar nou în acest oraș, pe care, după câte și dumneavoastră, l-am preluat foarte prost. La ora când eu am preluat primăria orașului Budești, aveam datorii de peste 50 de miliarde lei vechi. Și vreau să vă spun că a fost foarte dificil pe această cale. Vreau să mulțumesc guvernului actual pentru că m-a ajutat să scap deoparte din acei bani. Problema care mă doare cel mai mult este semnarea cu firma de salubrizare Iridex, care, după părerea mea, a fost un contract abuziv, fiind un contract practic, fiind o firmă. Dânsa era obligată prin contractul cadru să vină să-și încheie contracte cu cetățeanul și nu cu primăria. Am stat și am analizat acest contract subsidiar. Eu nu știu unde s-a ajuns la suma de 83.000 de lei pe lună, când în 2017 fostul primar, fostul viceprimar cu atribuții de primar, a semnat un contract de 54.000 de lei. Am căutat în arhiva primăriei orașului Budești la contabilitate, nu există un act adițional prin care s-au mărit aceste taxe de la 54 până la 83.000 de lei pe lună, în 2 ani de zile mi se pare o sumă foarte mare. Și plus penalitățile care le-au luat în contractul subsidiar, penalitățile decurgeau după 15 zile, pe când în contractul cadru vorbesc și cel semnat cu fostul primar, după 3 zile. Mi se pare un abuz și în afară de faptul că nici nu-și fac treaba, mai ales că la noi, în satele Gruiu, Aproș și Puciumeni, au fost lucrări de canalizare. Și nu s-au putut și nu s-a putut intra pe acele străzi. Deci, și tot acele sume ni le-au luat. De când am, de 2 săptămâni și ceva de zile, am început să punem oameni pe mașini. Și vreau să vă spun că, după calculele lor, se strângeau în jur de 170 de tone pe lună și acum, de când am venit eu, se strâng în jur de 80 de tone pe lună. Deci, o diferență de 90 de tone pe care noi o plătim. Ce să vă spun? Mai am 22 de miliarde de dolari Iridex, am conturile blocate. S-ar putea într-o lună, două, eu să pun lacătul pe primărie sau să-mi trimit oamenii acasă în concediu fără plată. Că știți că dacă nu sunt bani, n-ai cu ce să-ți iei angajați. Puteți să denunțați acest contract unilateral? Deci, acum 3 săptămâni, aproape o lună, a câștigat o firmă de avocatură. Am trimis o adresă către Iridex Constanța, prin care vrem să reziliem acest contract, să ni se recalculeze penalitățile și să vină la masa, pentru că noi am cerut o reșalonare. Domnul director Angel de la Călăraș a pus pe cineva de la juridic de la dâns și m-a sunat și mi-au spus în felul următor: domnul primar, pentru că nu mă interesează dacă dumneavoastră sunteți nou. Noi ne-am făcut treaba, dar fără 2 miliarde jumate pe lună noi nu acceptăm. Și le-am spus: domnule, i-am spus, păi eu n-am unde să-ți dau 2 miliarde jumate pe lună, atâta timp cât fondul meu de salariu va din jur de 3 miliarde ceva, 300 ceva de mii de lei pe lună. Deci să-i dau 250 de mii. Și mai ales că nu sunt bani. În casele mele foarte prost, pandemia asta, vedeți și vreau să unde ne-a dus. Consiliul Județean nu ne-a ajutat cu absolut nimic. Vreau să vă spun că la alegerile din 2020, domnul președinte Liuța a avut rezultate la Budești, să știți. Și rezultatele dânșilor către populația din Budești unde este? Că n-au dat un leu. Da? Când am luat lista și m-am uitat, Budești zero. Și îl întreb pe domnul președinte: de ce, domnule președinte, merită cetățenii noștri așa ceva? Pe când dumneavoastră și domnul Mihai Pește ați promis că veți ajuta Budești.
Zic, nu văd nicio implicare din partea dumneavoastră și pare rău să vă spun lucrul ăsta. Știți perfect de bine, eu știu care este nedumerirea dumneavoastră, că n-am pus să vin să candez de la PSD. Dar știți perfect de bine că am spus, eu am găsuit ruling și am spus în felul următor, da? Ajutați-ne, că nu mă ajutați pe mine personal, ajutați locuitorii acelui orășel mic, care din 50 de kilometri de asfalt, de drumuri, nu avem decât un kilometru și ceva asfalt. Din 50 de kilometri de drumuri pietruite, nu știu dacă avem 20 finalizate. Deci acest oraș este în anarhie, vreau să vă spun că suntem... Deci nu suntem ultimii din județ, suntem ultimii din regiune. Vreau să vă spun să vă implicați și vă rog de tot să ne ajutați. Pentru noi a 300-500 de mii de lei, să știți că ne avantajează. În primul rând, nu avem bani pentru cofinanțări, pentru proiecte, pentru studii de fezabilitate, pentru dani. Dar putem să dăm o tranșe datoria către Iridex, că avem conturile blocate. Vă rog mult de tot să vă implicați pentru orașul nostru Budești, pentru că 3 ani de zile trec repede și veniți după voturi. Și o să vedeți și asta, că oamenii o să vă catalogheze altfel. Și în rest, ce să vă mai spun? Sunt foarte supărat, vă spun sincer. Sunt foarte supărat și necășit, pentru că eu am zis, băi, mă duc acolo la primărie, voi găsi înțelegere. Eu mulțumesc guvernului că m-a ajutat și în luna decembrie, Par Național Liberal în frunte cu cei care sunt la guvernarul ședeu, mi-au aruncat niște bani și niște fonduri. Eu le mulțumesc mult de tot și pe această cale îi rog să mă sprijine în continuare.